Un bărbat de 36 de ani din capitală este documentat de către polițiștii de frontieră, bănuit de păstrarea armelor și munițiilor. Asta după ce pe 28 aprilie, polițiștii de frontieră împreună cu echipa autorităților de frontieră și vamale ucrainene din punctul de trecere comun Palanca au găsit în automobilul suspectului mai multe cartușe. Ca urmare a verificărilor, în torpedou în mijlocul de transport s-au depistat 16 cartușe de calibru 7,62 mm, folosite pentru pistol cu gaze. În cadrul audierii, tânărul a declarat că cele depistate nu îi aparțin. Ba mai mult, a precizat că mașina a fost luată cu împrumut de la o rudă. Muniția a fost ridicată și transmisă spre constatare tehnico-științifică. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă amendă de până la 47.500 de lei sau ar putea sta 3 ani după gratii.